La noi, vă rog, ce se va întâmpla mai departe cu ministrii Pele? Îi retrageți, îi lăsați în guvern? De ce să-i retrag? Vot din încredere de fapt a fost dat nu guvernului, dar prim-ministrului. Pentru abuz, pentru trafic de influență, pentru corupție, pentru contrabandă. Eu vă dau un exemplu. Dar de ce Pele nu a votat atunci? N-am votat moțiunea venită de la comuniști. Dacă nu venea de la comuniști? Votam. Votam. Vă dau un exemplu. Câteva luni în urmă, dacă nu jumătate de an mai mult, statul român a eliberat din fug și a reținut 147 de vameși pentru contrabanda la hotarul Republica Moldova. Dosare penale peste dosare penale. La noi, măcar niciun vameș, nu mai spun de director că ar trebui imediat eliberat și dosar penal. Niciun măcar o mustrare n-a avut. Și mi-ați credeți că mașinile contrabandă, cu țigări, cu altceva, au fost împușcate de la Tiraspol cu turnul ca să treacă, tocmai să așeze mașină la vama românească, o colegă pe deasupra vamii noastre. Cine să dea această mustrare? Cum? Cine să dea această mustrare? Da, știți, acum e deportat de vama. Apelei de meu după partajare. Deportat de vama și fiscul ia apelei de meu. Și în afară de asta, e prim-ministru, e în subordine directă a dumnealui. Când am vorbit eu la altă televiziune despre schema de contrabandă prin Transnistria, au trecut două luni. De ce nu-i făcut nimic? Când spun eu că la Coșnița, aici e drumul ăsta care duce pe Grigoropol încolo, poliția, postul nostru e pus la mijloc și contrabandiști trec prin Doroscaia și prin Coșnița, ocolind postul nostru și vin aici la pod. De ce până azi nu-i făcut nimic? La Căușeni, când intri în pădure, e teritoriul a nostru, dar controlat de Transnistria, când ieși din pădure, e teritoriul Republicii Moldova. Dar ați solicitat... Și de ce iară n-avem nimic acolo? Și de ce nu-i nimic? Păi întrebați-l, domnule, de ce nu faci? Iată de ce eu am spus că domnul Vlad Filat nu poate fi prim-ministru. Și vă spun încă un lucru. Eu știam multe lucruri dinainte. Știți că de ce tac, eu spuneam că tac, mai vedem, mai răbdăm. Am tăcut fiindcă știam că asta afectează alianța. Acum și deja spuneți tot. Acum spun totul, știți de ce? Fiindcă lumea cunoaște. Au apărut aceste convorbiri telefonice și nu mai pot ascunde. Ceea ce a făcut Vlad Filat, trebuie să muncească, cum am spus eu, în parlamentare, 10-20 de ani comuniști ca să scurgă sudoare pe ei. Noi le-am oferit, Filat le-a oferit comuniștilor așa un cadou, deci nu vă închip. Eu nu sunt mai mult cu nimeni decât poporul meu. Eu sunt cu cauza. Și dovadă este, sunt anii care eu lupt în acești ani zile. Fratele meu Gheorghe, celălalt frate Simeon, celălalt și părinții mei. Și nimeni nu poate veni să mă vinească. Dar eu vreau să spun un lucru. Eu arăt foarte multe lucruri. Am și spus public, mai iertăm, mai una alta, chiar mici, încălcări, corupție, am zis. Dar când strădează neamul meu, gata, în mine se aprinde puterea unui luptător și nu iert pe nimeni. Și în cazul dat a fost trădat poporul. Și eu nu vreau cineva care a trădat poporul să moară ca jertfă sau ca erou. Cel trădează poporul trebuie să moară ca trădător. Politica am în vedere. Și gata. Și aici e punctul. Și asta e dovadă și lumea mă cunoaște mie din 88. Eu am fost bătut în anii aceia, eu am fost tărit prin judecăți, eu m-am dus acasă. Mi-a să știți că nu a fost ca caz la Ministerul de Interne. Vă amintiți? Ați auzit de asta? Conflict, când a fost și au ars mașini. Mă duc eu, după ce m-a bătut miliția de atunci, și mă duc acasă la ora 3, după ce m-a trăit salvarea, m-a dus pe la spital și când mă duc și mă culc soția ta și când mă culc, eu spun ce ea, că așa, așa, nu zice nimic. Și când mă culc, ridic cămașa și când văd pe spatele 3 bastoane de astea, știi? Noi lucream la colonie, și a ieșit la minister, ducea Ștefan cel Mare la piață, chiar acolo și acum e stația, ultima stație, Pitighina. Și eu, după toate acestea, având în spate un frate care a stat în pușcării 6 ani de zile, multe generații care luptați, au jertfit, au dat viața, copiii nu au avut ce trebuie, nu le-a dat timp care trebuie. Și să vină cineva acum și să ocupe de corupție, de contrabandă, să trăsnească în gât Banca de Economie unde sunt banii oamenilor, să laude unul la fisc, mi-am cumpărat mie mișto, mașină mișto, eu vreau nu mașină mișto, eu vreau guvern mișto. Guvern pentru oameni, dar nu pentru că-și cumpere cei care îi pun în funcție. Domnul și prim-ministru să spună, blochează contul, pune amendă. Domnule, în ce țară noi trăim? Unde ne aflăm noi? Așa că, iată problemele care sunt. Și nu cătați nod în papură. Lăsați-l Plăcăniuc în pace. El are neajunsurile lui, dar la etapa actuală, mă spun, s-au fost 10 Plăcăniuci. Mai dă încă 3 funcții și pune încă sus acolo. Prin vici, mai are problemă. Și realizează obiectivul istoric. Că i-am spus azi, la întâlnire cu președintele, ai avut ocazia să fii al doilea Ștefan cel Mare a Moldovei. Că după 200 de ani ai putut să rupi Rusia,
Republica Moldova despre ghearele urgiei. Și să întrebăm în familia europeană, și asta era Doria Ștefan, că ai rupt și ce în 200 de ani. Și a zis că eu nu vreau să fiu Ștefan cel Mare. Zic că eu am înțeles că nu vrei să fii. Eu știu de cine ești tu și vrei să fii tu. Din păcate.